Binecuvântăm pe Domnul, dragii mei, în această dimineață, să fim la această bucurie împreună cu Dani și cu Ana, bucurie care ne-a prilejuit-o și nouă și ori de câte ori vine câte o familie cu un copilaș în casa de rugăciune, pentru noi este o bucurie și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze în această perioadă și mămicile care poartă câte un copilaș în pântec, Dumnezeu să le binecuvinteze, să vă ajute să nașteți bine și copii sănătoși, că aceasta este o mare bucurie pentru noi. Haideți să ne ridicăm pe picioare, dragii mei, pentru câteva momente să dăm ascultare cuvântului Dumnezeu, un cuvânt potrivit cu evenimentul din această dimineață, care se află scris în cartea Evanghelistului Luca, capitolul 16, de altfel un pasaj cunoscut, pasajul și pilda fiului risipitor, capitolul 15, cu versetul 11, spune astfel: El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Înainte să aduc câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, ar vrea să mai salutăm în mijlocul nostru cu bucurie pe, de acum, un tânăr, nu mai pot să spun adolescent, pe Silvan Filip. Silvan, vino până aici în față, să te vadă frații. Îl mai, biserica și frații, cred că îl mai țineți minte pe Silvan. Acum au crescut, iată, s-a înălțat destul de tare. Hai aici lângă mine. Domnul să-l binecuvinteze. El face parte din familia Filip, fratele Tică și cu Laura, 2 ani de zile în urmă, au plecat în America cu toată familia și la Silvan i-a fost tare dor de țară, nu-i așa, Silvan? Ai vrut să vii acasă. Rămâi de tot sau te mai întorci înapoi? Te-am chemat aici în față că am vorbit ieri cu taică-tu și nu știa dacă vii la biserică sau nu. Ne urmăresc de acolo din America și Tică și Laura și Lenica și Denis, Domnul să-i binecuvinteze. Silvan, fii binecuvântat. Și ieri, vorbind cu Tică la telefon, mi-a spus și fac lucrul acesta și a spus că pot să spun bisericii, Silvan și cu Lenica vor să vină anul viitor să facă botezul aici în biserică. Am emoții mai mari ca și voi. Silvan, Domnul să fie cu voi acolo în America, să vă păzească și vă așteptăm la anul din nou acasă. Bine? Domnul să fie cu voi. Foarte tare. Ce mâncați acolo de te-ai înălțat așa tare? Dragii mei, suntem în această dimineață la acest eveniment și ori de câte ori vin părinții cu copilașii la binecuvântare. Sigur, predica și mesajul în această dimineață, nu avem ce să-i spunem la Moise nimic, pentru că el nu ne înțelege. Însă aș vrea să mă îndrept mesajul spre părinți, spre Dani și Ana și spre noi toți ceilalți care suntem părinți în această dimineață și încep cu o experiență care am auzit-o cu câțiva ani în urmă ascultând o predică și un mesaj a fratelui Lazar Gog. El a inserat în mesajul acela experiența aceasta. Spunea dânsul că era încă în țară și era în Cluj pe străzile orașului într-o zi din săptămână și mergând pe stradă el cu gândurile lui a văzut pe trotuarul de vis-a-vis pe un frate din biserică, din biserica de la sat, unde el slujea.
Și fratele ăsta avea, și era imaginea aceea clasică a țăranului român, cu o desagă în spate, dintre aceea vărgată, dar tare a bătut, fratele, posomorât, cu fața tristă. Până la fratele Lazar, am trecut pe partea cealaltă a drumului și m-am dus și l-am întrebat, frate, ce faci prin Cluj? Ce cauți pe aici? O, zice, numai Dumnezeu mi te-a scos înainte. Spunea fratele, sunt așa de trist. Dar ce ai pățit? Deci, uite, am venit de la sat, am pus niște brânză, roșii, castraveți ce am avut și eu din recolta mea și le-am adus la fiul meu, care e aici în Cluj, student, la facultate. Mi-a dat adresa, știam unde lucrează. M-am dus la el și când am ajuns la el la birou, am bătut la ușă, i-am spus, am venit la tine. Și el mi-a spus, ieși, ieși de aici, nu te vezi cum areți. Am acum o întâlnire foarte importantă, în câteva minute stă să înceapă. De te văd ăștia care vin, nici nu mai stau de vorbă cu mine. Să nu te mai prind pe aici. Au, zice el, am toate astea aici în desagă. Și am așa o supărare și o durere în inimă. De ani de zile îl țin la școală, i-am plătit facultatea. Mai am unul, mai am un băiat care mi-l București, student. Spune-mi tu, ani de zile am ropotit pentru copiii ăștia. Și acum când am fost la el, m-a scos afară. Că zis că-s nebărberit, că arăt așa de urât. Atunci fratele Lazar a spus, ce pot să spun? Se întâmplă și lucruri din astea. Dar spunea dânsul, i-am spus doar atât. Toată averea le-ai pus-o doar în desagă? Cam doar asta ai făcut pentru ei? Ai ropotit de dimineață până seară ca să le faci avere și să le pui ceva în traistă? Această dimineață, dragii mei, uitându-ne la fiul risipitor și îndreptându-mă spre voi, toți cei care suntem și sunteți familiști și aveți copii, mesajul din această dimineață l-am intitulat tocmai în gândul acesta, faceți avere la copii. Le faceți? Sigur, doar am văzut deja cât se bat pentru case, pentru pământuri, pentru mașină, nu mai știu cum să le împartă dacă nu le lăsați prin testament. Oh, câte probleme n-apar. Bun, dacă tot sunt problemele astea, tot sunt dezamăgiri, de ce totuși ne zbatem să le facem atâta avere? În primul rând că iubim și am vrea să nu mai chinuiască cât am chinuit noi și să duc o viață mai bună. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, și în această dimineață, prin pasajul pe care l-am citit, Dumnezeu ne cheamă să învățăm ce înseamnă să faci avere la copii. Să le lași ceva moștenire. Ceva uneori, dragii mei, și noi suntem poate prea axați pe ceea ce pot bunurile acestea să fie numite avere pentru copii. Nu-i rău. Faceți-le dacă Dumnezeu ne ajută să aibă și eu căsuță, să nu mai lucrez, să duc o viață mai bună. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute în privința aceasta. Le dăm pe cât posibil, dar și de nu le dăm nu știu ce. Stați liniștiți că nu le prinde rău și ei să muncească. Să-și mai facă și ei. Dacă le-ai oferit o casă, un loc unde să crească, dacă au crescut într-o familie, le-ai dat mâncare, nu s-au ars pe mâini, nu s-au accidentat, ce ai avut grijă de ei, deja i-ai binecuvântat destul. Dumnezeu le-a dat și lor sănătate să poată și ei să muncească. Și atunci, ne uităm în această dimineață, de fapt, despre ce avere Dumnezeu vorbește și ar vrea să o dai copiilor. Încă de mic, din biserică, ori de câte ori se citea pasajul acesta și predica cineva despre fiul risipitor, inevitabil mă gândeam la tata, mă gândeam la tatăl meu. Și mie mi-a trecut de mic prin cap, măi, ce-ar fi să le cer la mea averea și să o iau și eu la drum? M-aș descurca. Dar mă gândeam pe eu, tata să fi fost în locul acestui tată, îmi dădea mie numai avere. Dar ce te-a apucat? M-am gândit și deseori, tatăl acesta este atipic. Cum mă să pui să împarți munca ta de ani de zile la unul care știi că oricum se duce și o risipește și îți face praf toate economiile de o viață? Să, dragii mei, tatăl acesta, interesant, din Sfânta Scriptură, se pare că averea copiilor, acestor doi băieți ai lui,
nu le-a pus-o doar în buzunare. Averea nu era doar în traista de pe umăr. Mi se pare că averea era altundeva pusă și era cu mult mai de preț decât bunurile acestea materiale. Spune că copilul acesta a plecat din casă și a luat bucățica, partea lui de avere. Nu știm cum, în bani, nu știm în ce resurse. Cert este că a plecat departe, într-o țară îndepărtată, și a ajuns să cheltuiască tot. Și spune că a ajuns să cheltuiască și n-a mai avut nimic. Ce înseamnă nimic? N-a mai avut nici de mâncare, cât pe ce să moară de foame. Dintr-o dată spune că s-a lipit de locuitorii țării acelea unde el a plecat și n-a mai avut nimic din casă, nici un cent, nici un ban. Cu toate acestea, dragii mei, vedem pe tatăl acesta, din pilda fiului risipitor, spune că atunci când copilul s-a sculat și a plecat către casă, la tatăl său, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă. Se pare că acest tată și acest părinte a pus în mintea și în inima acestor copii o avere mai mare decât lucrurile materiale. Și în primul rând, în această dimineață, aș vrea să ne uităm la câțiva bănuți pe care azi, în această dimineață, i-am numit avere la copii. Înseamnă să faci avere la copii. Înseamnă să pui în viața lor niște lucruri care nu se pot risipi. Să pui în viața lor niște lucruri care oriunde ar ajunge pe fața pământului, copilul tău nu le poate cheltui și nu se poate dezlipi de ele. Asta înseamnă să lași cu adevărat avere la copii. Că dacă i-am dat o mașină și a făcut un accident, înseamnă că mi-a zăpăcit toată averea. Oh, și câte tragedii n-au fost în sensul acesta. Au dat părinții averi materiale, iar copiii n-au știut să le gestioneze. Și rog să fie o binecuvântare, a ajuns să fie un necaz. În primul rând, învățăm în această dimineață, acest tată a făcut avere pentru copiilor, pentru copiii lui. Și spune aici, după ce a risipit tot, și din punct de vedere material, copilul acesta n-a mai avut nimic, spune în versetul 17, și-a venit în fire și a zis, ce mi-a mai rămas acum când sunt aici la porci? Când bani nu mai am, prieteni nu mai am, tata nu mai e lângă mine, familie nu mai am, totuși ce mi-a mai rămas? Spune că el, în timp ce era liniște și nu mai avea nici ce cheltui, nici cu ce să-și ocupe timpul, a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Prima monedă și primul lucru valoros pe care ești și sunt obligat să-l pui în viața copiilor sunt amintirile. Amin? Amintirile. Era acolo când n-a mai avut nimic. Nimeni nu i-a putut fura amintirile de acasă. Și iată ce spune. Acum când stau să mă gândesc, și unde se putea gândi? El nu s-a mai gândit nici la femeile care i-au mâncat banii. Nu s-a mai gândit nici la prietenii lui. Nu au spus, oare unde mi s-au dus banii mei? Și în timp ce nu mai avea nimic, s-a gândit acasă. A spus, când mă gândesc acasă, mă gândesc ce bine este acasă. Când mă gândesc la tata, când mă gândesc la ceea ce am lăsat în urmă, mă gândesc că robii, angajații lui tata de acasă, o duc mai bine decât mine. Ce vremuri, ce perioade deosebite am trăit acasă. Vrei să faci avere la copii? Dani și Ana, începeți de astăzi, voi deja aveți copilași și cred că deja construiți în casa voastră niște lucruri de valoare, cu care copiii în câțiva ani pleacă de acasă și le vor duce cu ei. Relația dintre voi, cât de bine vă înțelegeți, asta deja e avere și face parte din amintirile lor. Cât de mult ați fost cu ei în parc, la joacă, face parte din averea care o dați copiilor. Ați fost într-un concediu, atmosfera din casă, toate astea sunt valori inestimabile pe care copiii azi noi nici măcar nu le dăm voie să le povestească cu noi. Spune, tu să stai acolo, tu nu ai ce comenta. Dar ei, știți ce fac? Pe banda minților, toate lucrurile astea se înregistrează zi de zi. Mai dau loc copiilor și noi suntem prinși cu atâtea probleme, atâtea am și eu pe cap de dimineață până seara. Dar când mai stau cu ei de vorbă și le spun, măi, ce vă mai aduceți voi aminte de acum câțiva ani? Sunt surprins! În ce amănunt și în câte detalii povestesc ei anumite lucruri pe care le-am făcut cu ei. Eu nu mai mi-aduc aminte de ele.
Eu nu știu că le-am trăit în casă, dar pe banda minților s-au lipit în anii aceștia cât sunt cu noi în casă, în anii copilăriei. Atmosfera din casă, relația dintre tine și soț, bucuriile de zi cu zi, toate acestea sunt o avere inestimabilă pe care o dai vrând nevrând, o dai copiilor tăi. Că-i bine sau e rău, că e o atmosferă de rai sau una de iad în casă, acolo crește copilul și de fapt asta este averea pe care o dai copiilor tăi pe mai departe. În câțiva ani pleacă și vor trebui să se uite în urmă la casa părintească. Cum se uită? Acest copil a zis, când mă gândesc acasă, eu știu că tata este un om bun. Dacă tatăl, spune aici, fiul risipitor, tatăl se poartă bine cu robii. Robii noștri și angajații noștri au pâine toată ziua. E o atmosferă deosebită la noi în casă. Pe cum se purta cu el? O fi fost mai dur cu el decât cu angajații? Nici de cum. O atmosferă frumoasă. Amintiri deosebite. Și azi, când mă mai cheamă mama, apropo, destul de rar m-ai mai chemat la cozonac. Cred că și din cauza kilogramelor se mă uită la noi. Obișnuia mama și făcea cozonac, că nu erau în vremurile trecute și înainte și după Revoluție atâta belșug de prăjitură și toate cele. Dar așteptam duminica sau la sărbători când făcea câte un cozonac de la plin cu nucă. Nu ne-au rămas în amintire lucrul acesta și gustul acela unic. Și azi când ne mai cheamă, mi-aduc aminte de bucuriile și părtășiile frumoase cu familia când eram toți acasă. Inevitabil, le purtăm cu noi în inimă. Le purtăm cu noi în viață. De aceea spun în această dimineață, responsabili suntem ca și părinți de atmosfera pe care o creăm în casă, căci aceasta va rămâne imprimată pentru toată viața în mintea copiilor. Amin? Zilele trecute au venit Ana și ne-am întâlnit cu ea la verișorul nostru. Și așa s-a făcut că am avut acolo un borcan de untură și ne-a venit pofta să mâncăm pâine cu untură. Și a zis Ana, măi, că mi-aduc aminte, așa mâncam și acasă. Pâine cu untură și cu vegeta și cu ce... Erau specialitățile vremii de atunci. Ne rămân inevitabil în minte. Dacă îți rămâne gustul mâncării, dacă îți rămâne gustul familiei, a părtășiei, a toate aceste lucruri care suntem datori ca și părinți să le facem atâta timp cât ne sunt copiii în casă. În primul rând, spun în această dimineață, o primă monedă care trebuie să fie în buzunarul și în mintea copiilor noștri sunt amintirile. Amin? Fii atent! Mai mult decât te chinui să aduni bani acasă și să le cumperi jucării, ei au nevoie de amintirile cu tine. De zilele când ai fost cu el afară, de zilele când ți-ai făcut timp să nu te duci la lucru și să te joci cu el. El nu știe problemele de azi. El nu știe cu ce se confruntă societatea noastră. El știe că acasă tata este sau nu este cu el. El știe că tata îl iubește sau nu îl iubește. Timpul pe care îl petreci. Rămâne-va o mare amintire și o mare valoare pentru copiii noștri. Amin? Al doilea rând, tot fiul risipitor ne spune o valoare și un lucru inestimabil pe care l-a luat de acasă și a adus aminte de casă și și-a adus aminte cu plăcere. Aceasta l-a făcut să se și întoarcă înapoi acasă. A fost oriunde am mers în lumea asta, n-am găsit om mai bun și n-am găsit atmosferă mai frumoasă decât la noi acasă. Al doilea rând spune el, mă voi scula în versetul 18, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Cine i-a spus lucrul acesta? Cine i-a spus că ceea ce face sau ceea ce a făcut este păcat? Prietenii? Cei care i-au mâncat banii? Au spus, măi, acum cheltuim din banii tăi, dar știi că nu-i bine ce facem. O fi zis careva? Niște cum? Toți l-au încurajat. Lasă acum că ești tânăr. Trebuie să ne trăim viața. Dacă acum nu o facem, când s-o facem? Toate acestea s-au întâmplat. Dar iată vine un moment când este liniște în viața lui. Când pierde totul. A pierdut anturaj, a pierdut prieteni. Rămâne singur și se gândește acasă. Când se gândește acasă, spune el, mă voi duce la tata și vă spune, ai avut dreptate.
Mi-ai dat în viața mea niște valori pe care atunci când mi le-ai pus în traista minții mele, nu le-am apreciat. Dar acum când mă gândesc la ele, sunt deosebite. Alături de amintiri, fiul risipitor a mai luat de acasă ceea ce înseamnă valorile acestea morale. A luat cu el învățătura lui Dumnezeu și principiile morale de viață. Tată i le-a pus în minte și în traistă. Bă, băiatule, să nu furi, că îl supărăm pe Dumnezeu. Să nu trăiești o viață imorală, că asta îl supără pe Dumnezeu și mă supără și pe mine. Fii cinstit, fii drept. Toate acestea tata i le-a pus din casă. Încă de când era mic, le-a învățat. La noi nu se fură, a spus tata. Muncim cu angajații, cu robii, tu vezi și eu muncesc de dimineață până seara. Noi nu furăm, nu mințim, nu ne batem joc de oameni. Așa am trăit eu. Așa am trăit ani de zile în casă. A venit vremea când a plecat copilul ăsta de acasă și după ce le-a făcut pe toate, contra ceea ce a spus tata, și a venit în fire și a zis, mă duc la tata și spun, am păcătuit, am greșit, viața pe care am trăit-o și modul cum mă comport nu-i normal. Mă întorc acasă și mulțumesc părintelui, mamei mele, tatălui meu, cei care m-au învățat ce înseamnă cu adevărat valorile în viață. Valorile în viață am crezut că sunt distracțiile și pot să trăiești viața asta fără limite. A trăit și el o perioadă fără limite. Dar atunci când și-a venit în fire, a spus, când mă gândesc acasă, mă gândesc de fapt să mă pocăiesc. Mă gândesc să-mi schimb principiile și să revin la ceea ce mi-a spus tata. Suntem datori, iubiți frați și surori, dragi părinți, într-o societate în schimbare, modernistă, spre nou, spre ceea ce astăzi o să ne fie tot mai greu să spunem copiilor noștri ce este bine și ce este rău, ce este după cuvântul lui Dumnezeu, ce este principiul de neschimbat în viața noastră, chiar uneori de-ar trebui să plătim și nu este departe momentul și timpul acela când va trebui să plătim pentru principiile Sfintelor Scripturi pe care noi vrem să le avem în viața noastră. Cu toate acestea, mă rog din toată inima Dumnezeu să vă ajute să spuneți copiilor voștri ce este bine, ce este rău, ce este drept și ce nu este drept, ce este după voia lui Dumnezeu și ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. Pentru că și aceasta face parte din averea pe care trebuie să o dăm copiilor noștri. Amin? În al treilea rând, fiul risipitor, după ce și-a adus aminte de casă, după ce și-a adus aminte de principiile pe care tata i le-a spus, pe când era încă acasă, iată se întoarce, spune, s-a sculat și a plecat la tatăl său și când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis. Cum a zis fiul? Bătrânul? Tată i-a spus. A spus boșorogul? A dat respect. A spus, cel care mi-a ieșit acum în față, cel care m-a întâmpinat când am ajuns acasă, a fost tata. Și iată ce face o remarcă el aici. Spune așa, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Tată, mi-ai dat multe amintiri frumoase de aici din casă, mi-ai dat niște principii sănătoase de viață, le-am călcat pe toate în picioare, acum vreau să vin înapoi acasă, dar nu mai vreau să mă chem fiul tău. Eu nu mai vreau lumea să te asocieze pe tine cu mine. Eu sunt o mizerie, eu sunt un nemernic, eu te-am făcut de râs, eu am păcătuit. Toată lumea din satul ăsta, din orașul ăsta a vorbit de mine, cât sunt de rău. Eu nu mai vreau să-ți produc rău, eu nu mai vreau să mă chem fiul tău. Și te întreb în această dimineață, s-ar fi putut? S-ar fi putut să nu se mai cheme și copilul ăsta să nu mai fie fiul acestui tată? Nu se mai putea. Dragii mei, copiii noștri, fie că sunt buni sau răi, ei tot a noștri rămân. Că sunt copii care vrea să-i ai, să-i ții legați și să-i ții numai în brațe, că ești bucuros de ei. Dar sunt alții care îți fac rușine și ai spune, de n-ai fi fost copilul meu. Dar asta nu se poate schimba. Copilul tău, că e bun sau rău, rămâne tot al tău.
tatăl tău, mai înțelept sau mai puțin înțelept, el tot tatăl tău rămâne. Însă ceea ce aș vrea în această dimineață să vedem, al treilea rând și o a treia binecuvântare și o a treia valoare pe care copilul acesta a luat-o, el oriunde a mers în lumea aceasta, a purtat cu el identitatea tatălui. Asta nu se cheltuiește. De asta nu te poți despărți. Oriunde aș merge în lumea asta și orice aș face, toată lumea va spune, tu ești nelul Todor, băiatul lui Todor. Eu n-am alt tată, nici altă familie. Asta nu se poate cheltui. Oriunde mergi în lumea asta și orice îi face, tu rămâi copilul părintelui care te-a crescut și te-a născut. Asta aduce o mare responsabilitate pe noi, pe noi ca și părinți. Întotdeauna, dragii mei, societatea, prietenii, oamenii din jurul nostru se vor uita la copilul tău ca la tine. Așa este? Așa este. Dacă mama a fost o femeie ușuratică, dacă tata a fost un mincinos, dacă tata a fost un alcoolic, va trebui copilul să facă mari eforturi ca să nu poarte eticheta părintelui după el. Cum te cheamă pe tine? A, pe mine mă cheamă așa. A, zice, tu ești al lui ăla? Da. A, am înțeles. Tot ești tată tău. Nu, stai un pic să mă cunoști, eu nu-s ca și tata. Eu am alte principii, am alte valori. Lasă să treacă un pic de timp, să mă conving de tine. Copiii tăi va purta pentru totdeauna identitatea ta, numele tău, reputația ta, credincioșia ta, seriozitatea ta față de Dumnezeu, o vei transmite copiilor tăi. Uneori mi-e mai ușor să-i dau o casă decât să-i dau identitatea. Uneori mi-e mai simplu să-i dau un teren, uneori mi-e mai simplu să-i dau bani, dar să nu poarte sau să nu-i dau trecutul meu. Dar n-ai ce face. Identitatea rămâne. Copilul tău rămâne copilul tău și toată lumea îl va asocia cu tine și cu casa ta. Când fiul risipitor s-a întors acasă, a spus, tată, eu știu că ție ți-e rușine de mine. Eu nu mai vreau să mă chem. Ar vrea să mă scoți din acte, să mă scoți din familie, să mă rup de familia asta, că prea multă rușine v-am făcut. Și tata a spus, asta nu se poate. E imposibil. Orice îi face și oriunde te-i duce, tu rămâi copilul meu. Tu ești fiul meu. Spune că în acele momente, tatăl, când fiul i-a zis aceste lucruri, tatăl l-a luat în brațe, l-a sărutat și a plâns mult pe umărul lui. Copile, noi nu ne putem despărți. Noi rămânem oricum o familie. Că suntem mai bogați sau mai săraci, că avem mai multe sau mai puțin, tu totdeauna vei fi fiul meu și eu voi fi tatăl tău. A întors acasă, spune că tatăl a dat o sărbătoare mare, se încheie pilda fiului risipitor. A spus acest fiu al meu. N-a spus derbedeul ăsta, n-a spus, nici l-am și dezmoștenit. Când am auzit ce-a făcut el acolo departe, nu, tatăl a spus, copilul ăsta, orice ar face și oriunde s-ar duce, este fiul meu. În această dimineață, dragul meu, frate și soră, părinți dragi care sunteți aici în casă de rugăciune, cei care ne ascultați de departe, copiii voștri, așa a făcut Dumnezeu, ei nu pot fi transmiși dintr-o familie în alta, nu poți să te dezici de ei. Poți să faci pentru ei cel mai mare lucru și cea mai mare avere, să fii serios, să fii credincios, să fii un om al păcii cu toți ceilalți și aceste lucruri le vei transmite mai departe copiilor tăi. Și lumea îi va asocia cu familia ta și cu casa ta. Și încheie mesajul din această dimineață. Se poate întâmpla că le-ai făcut pe toate. Cât despre noi la noi în casă, mulțumesc Domnului pentru părinții care Dumnezeu ne-a dat. Tata ne-a făcut și amintiri frumoase, ne-a dat și principii, purtăm și identitatea lor pe mai departe, în anii, iată când am crescut. Dar ce faci în momentul în care le-ai făcut pe toate astea? Și copilul tot o ia razna. Și spune, pe mine nu mă interesează cât bine mi-ați făcut, nu mă interesează nici cât avere mi-ai dat.
Mie nu mă interesează că tu ești un om credincios. Mie nu mă interesează că tu ai plâns și ai avut o relație specială cu Dumnezeu. Pe mine nu mă mai interesează toate astea. Eu vreau să-mi trăiesc viața. Ce-a făcut tatăl acesta? A stat liniștit. Că a știut că marile averi și marea avere a copilului lui nu i le-a pus în traistă, ci le-a pus în minte și în inimă. Și astea nu se pot cheltui. Și de aceea îl găsim pe omul acesta, părintele acesta, lăsându-și copilul liber să plece, du-te și cheltuie ceea ce se poate cheltui. Că oricum ce nu se poate cheltui, tu nici măcar nu știi că le ai. Va trebui să ajungi la porci, va trebui să ajungi singur, va trebui să ajungi bolnav, va trebui să ajungi în necaz, să înțelegi ce valori ți-a dat tata plecând de acasă. Și tatăl spune aici, tatăl îl aștepta, dintre toți din casă, fratele și-a văzut de lucru, slujitorii își vedeau de lucru în fiecare zi, tata în fiecare zi ieșea afară și se uita, oare vine azi? Se întoarce azi înapoi? Pe cum să-l aștepți? Un nemernic și un derbedeu care ți-a cheltuit averea. Nu, ce i-am dat eu nu se poate cheltui. Ce i-am dat eu nu se poate cheltui. Într-o zi se întoarce înapoi aici, că n-are unde să găsească în lumea asta lucruri mai valoroase decât au fost la noi în casă. E responsabilitatea ta și a mea să faci ce e mai bun pentru copiii tăi, încât în anii când vor pleca de acasă să nu găsească niciunde în lumea asta ceva mai bun decât a fost acasă. Tatăl acesta a stat liniștit. Se întâmplă și se pot întâmpla și astfel de lucruri. Copiii au dreptul și au libertatea aceasta să trăiască cum vor, unde vor. Chiar au dreptul să se răzvrătească. Că nu le place ce le-am oferit până acum. Ești liber, dragul meu. Tata atât a putut să-ți dea. Mama asta a putut să-ți ofere. De găsești ceva mai bun în lumea asta, îmi doresc pentru tine să fii fericit. Du-te cu Domnul. Tatăl l-a lăsat să plece. Iar copilul acesta a înțeles că cele mai mari valori și cea mai mare bucurie a fost totuși acasă. Și asta l-a făcut să se întoarcă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Avem o cântare? Cântăm o cântare împreună cu tinerii și apoi aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu toți împreună această dimineață. E o mare responsabilitate, un mare efort să faci avere la copii, să le dai câte ceva, să plece cu ceva de acasă, dar ceva atât de valoros încât să nu se poată cheltui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți părinții și pentru toți cei care v-ați sostenit în anii aceștia să ne oferiți și ne-ați dat averi deosebite. Ne-ați crescut frumos. V-ați străduit înaintea lui Dumnezeu și azi suntem binecuvântați prin voi. Ne dorim în continuare și noi ne rugăm Dumnezeu să ne dea și nouă înțelepciune și putere să facem avere la copii. Amin? Cântăm și apoi ne rugăm.